se spune, hai să zicem, în 4 ore, dacă nu este foarte talentat. Dar copiii... Apropo de copii, de la ce vârstă e indicat să începi? Cărțile spun că inclusiv de la 6 ani, deci dacă vom merge în marile spoturi al Aciatii sau în Turcia, este un spot în care există un vânt termic, un vânt foarte constant, între anumite ore se fac cursuri după ora între 8 și 11 dimineața, se fac doar cursuri și de la ora 11 vântul se intensifică și se poate ajunge la 50-60 de kilometri pe oră, se poate zbura deasupra apei, sunt niște locații superbe. Se poate practica, acolo am văzut inclusiv copii în jur la 6 ani, care mergeau fără niciun fel de problemă. Deci, de la 6 ani, repet încă o dată, până la 70 cel puțin, da. Recordul ăsta... Mă mândresc ca să... N-ai mai apucat să spui ce vârstă are Tomi acum, totuși. 72 de ani, da, în jur la 72 de ani. N-ai spus suma minimă cu care ar trebui să se înceapă achiziționarea unei plăci pentru începători. Este relativ. Suma minimă... Eu pot să spun un echipament... Una aproximativă. Un echipament nou poate să ajungă și la 3.000-4.000 de euro. Un echipament complet nou. Dar există alternativa echipamentului second hand, care pentru începător este foarte, foarte ok. Se pornește undeva de la 350 de euro la un echipament complet, un longboard, un old school, dar eu nu recomand personal, am ceva împotriva vechii școli, să o numesc așa, pentru că tehnologia a avansat foarte mult. Există, de exemplu, la școlile de windsurf din România, inclusiv la școala mea, există plăci foarte late în care poți învăța foarte repede. Înainte mie personal mi-a trebuit peste 2 săptămâni, bineînțeles fără să mă învețe nimeni. Mai puțin Tommy m-a învățat, deci domnul de care m-a spus că are 70 și ceva de ani. Decanul de vârstă al sportului. Da. Adi, Marcel, cum se împacă profesiile voastre cu acest sport? Se presupune că după servici, după afaceri, vrei să te relaxezi. Adică să te duci pe malul unui lac, eventual să citești un ziar, să bei o cafea, să bei o limonadă. Asta se practică în timp afaceri. Și te apuci să te concentrezi, să te bați cu vântul, cu valurile. Nu mă concentrez, tocmai asta e, Frank, când mă deconcentrez total. Și aici e avantaj că vântul e gratis, dar e dezavantaj că nu-i tot timpul. Și noi avem tot, e un site unde poți să vezi exact prognoza vântului. Și ne uităm și când vedem că mâine, poimine, răzi, poimine, se anunță ceva, telefoane, hai dați că avem treabă. Și atunci trebuie să... E un avantaj să ai un business propriu în care poți să mai evadezi, să-ți faci tu, chiar dacă după aia tragi mai tare zilele următoare. E un avantaj să ai pe cineva acasă care te înțelege că mai ai și tu o pasiune și un pitic pe creier și trebuie și ăla hrănit. Cam cât dedici sportului, ca și timp? Eu cât de mult? Cât de mai mult, nu ne ajută vremea chiar așa. În modul normal, aș fugi o dată pe săptămână, cel puțin. Pentru ei mai ușor, la Radu e mult mai aproape decât Timișoara. Ei pot fugi mai des. Asta spui în sezonul de vară? Aici ar fi bine să lămurim o treabă. Extinzi. Nu e chiar așa un sport de sezon ăsta. Păi noi am deschis anul ăsta în februarie. Martie. Sau martie. Mm-hmm. Anul trecut am închis sezonul în decembrie, mai exact în 24 decembrie și l-am deschis pe 15 ianuarie. S-a dus odată, noroc că nu s-a aruncat în apă, că eram încă înghețat la acu. Deci, noi eram pregătiți de atac, dar nu se dezghețase în capa. Pentru aia trebuie un echipament, vorbim de îmbrăcăminte acum, mai... Izolantă, da. Nu știu, da. Și deci dacă... costumele de neopren sunt totul, în top secretul în a naviga pe timp de iarnă. Sunt produse în momentul de față pe piață, care sunt acele costume uscate, în care
practic intri în hainele în care ești, îți tragi șalopeta respectivă, costumul și respectiv, nu te uzi. Și nu ai niciun fel de problemă. Deci, repet încă o dată, tehnologia ne ajută de la an la an, sunt foarte multe caracteristici, foarte mult se umblă la aerodinamică, foarte mult, deci există o concurență în această piață a materialelor pentru windsurf și noi ne bucurăm să le știm, să le avem, pentru că pentru noi fiecare pală de vânt contează. Marcel, cum se împacă munca ta cu acest hobby? Se împacă bine. Cât timp dedici windsurfing-ului? Eu la fel ca și orice om care are virusul windsurf-ului, pe fereastra mea de internet e tot timpul un tab cu prognoza vântului și îmi fac programul în funcție de prognoza vântului. Pentru că eu îmi pot adapta programul, eu pot să mai fac serviciu și în weekend și atunci mai pot muta de colo-colo. Și ar fi destul de nasol dacă aș avea alte joburi cu program fix și aș fi dependent, pentru că vântul nu bate doar în weekend și e nasol când bate în cursul săptămânii, am prieteni care au servici, nu pot să meargă și mă, tată, îmi pare rău, numai în weekend și suntem câțiva, am avut noroc că l-am cunoscut pe Adi care și mai poate lua o fereastră, pot să apelez să mergem împreună în cursul săptămânii, pentru că în general, de exemplu, e recomandat să nu ieși singur pe apă, e bine în doi, în caz de un accident, e bine să fie cineva lângă tine, pentru că la un moment dat poate fi destul de periculos, un accident în apă poate să fie cu urmări mai grave, dacă rămâi inconștient în apă, te poți înveca și e bine să fie cineva lângă tine. Referitor la fotografie, mă gândesc că ies cadre spectaculoase, ca să zic așa, să pozezi niște surferi. Da, da, sunt niște cadre spectaculoase, dar e greu pentru mine, pentru că e greu să nu ies pe apă, chiar mi-am luat... Aici e partea proastă, că din păcate nu prea avem filmări, profi, pozele astea sunt puține pe lângă ce ar fi putut fi, fiindcă nimeni n-are chef să stea pe mare să filmeze sau să facă poze. Rămâi tu să faci poze. Da, și atunci mai lăsăm, mai dăm aparatul la unul altul, dar iar săracul nu știe ce e mai interesant și te trezești cu poze când ești aproape și îi se pare lui că ești... De cele mai interesante puțin mai departe, când apuci să prinzi viteză, să mai faci o întoarcere, ceva. Cum vă înțeleg consoartele voastre, familia, copiii? Ce zic când voi ziceți, măi, mi-au placa și plec în weekend? Când se rupe la unul un catar, cam știm cine îi devine. Da. Fi mai explicit. Gândurile bune de acasă, de la unele, par consoarte. Deci, putem spune că avem înțelegere din partea tuturor. Doar așa putem avea performanțe și doar așa ne putem prezenta la concursuri practicând cât mai mult acest sport. Trebuie să-l avem lângă noi. Avem o poză reprezentativă pe site-ul Windsurfing 1, este site-ul nostru din România, a școlii de windsurf din Constanța, din Mamaia mai exact, în care poza respectivă este un windsurfer în pat cu placa în brațe. Da. Da. Apropo de consoarte, e un sport potrivit și pentru femei sau? Categoric. Da. Absolut. Absolut. Acest sport este practicat în momentul de față în Arad. Avem aproximativ vreo 7 fete care practică acest sport. Sunt începătoare, au început la școala mea, dar văd că mai vin și a doua oară, au fost și a treia oară, deci înseamnă că le place. Cât durează și cât costă un curs de windsurf? Un curs de windsurf, repet, ora, se plătește pe ora, este 35 de lei, este cel puțin la școala din Arad, este 35 de lei ora cu instructor, adică în care ai echipament pentru începător
și instructorul se învață în două ore. Deci, să zicem, în jur la 70 de lei. Este mare avantaj că este o sumă, este o sumă practic simbolică. De ce spun simbolică? Pentru că echipamentul care îl avem la școala de windsurf din Arad este un echipament profesional dedicat începătorilor. Este un echipament foarte scump, dar am băgat acești bani tocmai în ideea de a am băgat acești bani în echipament tocmai în ideea de a aduce mai mulți oameni pe apă, de a apropia cumva omul de natură, dacă pot să numesc așa. E o senzație fantastică în momentul în care mergi pe apă. Eu am obiceiul ca să mă duc pe apă să închid ochii în momentul în care navig. Toate problemele care le am le las pe mal. Absolut toate. Și când vin după aproximativ jumătate de oră, o oră, eu știu când vreau să stau pe apă, când vin problemele nu le mai găsesc acolo. Și eu consider că e un mare de avantaj. Da, da, da. Pentru că nu mai avem foarte mult timp, am să vă rog să spuneți ce fel de sfat ați da oamenilor care vor să se apuce. Ce avantaje au din punct de vedere fizic, mental, față de alte sporturi? Cu ce ajută? Cu ce i-ați îndemnat să înceapă sau de ce? Păi, în primul rând, din totdeauna am dorit, mă refer la bărbați, în primul rând, cam toți bărbații avem așa undeva în noi dorința de a naviga. Să spunem, pe aia e bună. Deci, este o chestie absolut fantastică să fii propulsat de vânt. Bun, asta este un aspect. Al doilea aspect este faptul că windsurf-ul este un sport în care îți sunt antrenați mușchi pe care în grupe de mușchi în care în alte sporturi nu-i folosești absolut deloc. Este un sport, se spun, al apei. Este un sport în care îmbini aerodinamica cu plăcerea asta nebunească de a zbura, de a alerga. Ceva fantastic. Noi avem vorba asta că odată ce te-ai apucat, cam greu reușești să te lași. Eu zic că merită încercat. Scuze că mă bag. E o combinație între forța fizică și minte, pentru că la un moment dat e un echilibru. Deci nu e doar forță brută. Ar fi fost frumos dacă aveam timp să comentăm un pic pe marginea fotografiilor, că am încercat în câteva cadre să se vadă că plutești pe apă. Și în momentul acela e o artă. E o artă când e zborul ăla, plutirea aia. Chiar e și surprins o căzătură destul de spectaculoasă a lui Cristi în cadrele care au fost prezentate. Și atunci trebuie să fie un echilibru, pentru că vela aia trebuie să fie forța care te scoate din apă, dar dacă e prea mare, te catapultează. Până la urmă te folosești de forțele naturii și te bucuri de natură. Și asta, natura, ziceam, în alternativă la schi, că și schiul pentru unii mergi în natură, faci un pic de efort, iei aer curat, te relaxezi. Deci e o metodă de relaxare foarte bună, faci un pic de mișcare. Sunt și avantaje aici, că ai spus de costuri. Costurile poate par mari la început, deși dacă găsești alternative, second hand, sunt și alea modice, dar cam mai după aceea vântui oarecum gratis. Adi, Cristi, Marcel, mulțumesc că ne-ați dezvăluit un pic din informațiile astea. Sper că v-au făcut curioși măcar de acest sport. Ce să vă doresc? Baftă în continuare, motivație cât mai multă și mai bună, vânt de care vă doriți voi. Încă o dată mulțumesc că ați fost alături de noi. Voi, dragi prieteni, rămâneți în continuare, urmărim un clip cu o campanie internă a TVR-ului, după care